Bună dimineața, stimați telespectatori, într-un moment de mare efervescență politică la București și în lume. Un oaspete cu totul deosebit astăzi la Decenius Live, așa cum am promis încă de ieri, este vorba despre președintele Senatului României, domnul Teodor Meleșcanu. Bună dimineața, bună domnule dimineața. Președinte, bine ați revenit la Decenius. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Meleșcanu nu are nevoie de niciun fel de prezentare, știți foarte bine, ministru de externe, ministru al apărării, parlamentar, senator, diplomat de carieră, deci un om cu o vastă, vastă experiență și, zic eu, importanță nu doar în țară, ci în lumea întreagă, ținând seama de câți ani ați activat în diplomație. 50. 50 de ani de diplomație, deci atunci când vă veți scrie memoriile, sunt convins că multe lucruri se vor așeza, zic eu, la locul lor, nu doar în România, ci pe vreo 4 continente. Nu vreau să folosesc această ocazie pentru publicitate, însă, așa cum știți, am scos o carte în 3 volume, 1000 de pagini despre politica externă a României de la Revoluție încoace, unde sunt toate documentele care se referă la principalele probleme ale politicii externe românești. Pentru memorii mai lăsăm, pentru că știu prea multe și las timpul să se mai așeze praful și peste o serie de lucruri și de persoane. Sunteți printre cei foarte puțini care pot face puntea între politica externă a României înainte și după 1989. Da. Fiindcă România a avut politică externă înainte de 89. Am avut întotdeauna, ca țară medie, că nu suntem o țară mică, în mod evident, pentru noi, activitatea diplomatică este extrem de importantă din punct de vedere a asigurării securității și dezvoltării României. Niciodată nu o să putem să fim o mare putere, economică sau militară, dar putem să fim o țară care are capacitatea de a-și aduce o contribuție foarte pozitivă la rezolvarea tuturor problemelor din zona noastră și la nivelul mondial. Faptul că la ora actuală suntem o țară membra NATO, în același timp o țară membra Uniunii Europene care a urcat de pe locul 7 în Uniunea Europeană pe locul 6 prin retragerea Marii Britanii. Și, în mod evident, România trebuie să fie o țară care să-și joace propriul său rol și care să fie respectată ca atare de către toți partenerii noștri. Ne întoarcem imediat la crizele de politică externă, dar deocamdată să vedem criza aceasta de politică internă în țara noastră. Domnule președinte, cum vedeți inițiativa declarată oficial, practic, a domnului președinte Iohannis și a premierului Ludovic Orban în privința alegerilor anticipate? Da. Dacă vreți să discutăm despre această temă, trebuie să vă spun că de la început, întrebarea pe care ne-o punem este cui folosește această inițiativă? PNL. PNL, în primul rând partidului, dar nu folosește în niciun caz românilor, cetățenilor români. Din păcate, noi avem nevoie de stabilitate, de dezvoltare economică, de creștere a bunăstării. La ora actuală avem un guvern, așa cum este, el e un guvern nou, condus de domnul Orban, care are o majoritate fragilă în Parlament, dar are o majoritate. Și atunci întrebarea care se pune este de ce trebuie să facem alegerile anticipate în condițiile în care România e confruntată cu dificultăți deosebite. Creșterea euro și a dolarului și a tuturor monedelor față de România, ne împrumutăm la dobânzi foarte mari, tocmai datorită faptului că situația politică este incertă în România. Pe de altă parte, nu există un program de țară al actualului guvern, ci, dimpotrivă, sunt tot felul de măsuri care se iau rapid, pe picior și, de multe ori, fără niciun fel de analiză a efectelor pozitive și negative a unei măsuri pe care le adopt. Eu o să vă dau un singur exemplu. Învățământul dual a fost una dintre chestiunile de succes ale guvernării PSD-ALDE prin crearea acestui sistem de învățământ dual în care sistemul de învățământ național se îmbină cu companiile care sunt interesate în a avea forță de muncă foarte bine calificată.
este unul dintre cele mai mari succese pe care le-am avut. Zile trecute am primit de la Uniunea Europeană o scrisoare de felicitări pentru învățământul dual, pentru ceea ce am introdus. Deci e un sistem în care după școala primară intri într-o formă de educație în care îți continui învățământul, dar în același timp intri și într-o zonă în care te califici într-o meserie sau alta, cu sprijinul și cu garanția companiilor care finanțează acest sistem, împreună cu bugetul de stat, pentru a oferi o slujbă foarte bine plătită, un loc de muncă bine plătit și respectat. Prin comasarea unor ministere, avem deja în Senat o sesizare, e un proiect de lege care desființează sistemul Agenția pentru Învățământul Dual, în condițiile în care pe acest program nu am fost numai noi implicați. Au fost și bani elvețieni din partea Germaniei, din partea Norvegiei, care au investit în acest sistem de învățământ dual și nu înțeleg, nu pot să înțeleg de ce trebuie să desfințez un lucru care se face foarte bine. Am avut și mi-au arătat și o scrisoare a ambasadorului Belgiei care spunea că de 20 de ani se chinuie să facă această formă de învățământ și la ei, iar noi în România am reușit în 2 ani să facem acest lucru. Și cum au desfințat-o acum când vorbim? Acum când vorbim este desfințată Agenția pentru Învățământul Dual. Și copiii, ca să spun așa, care sunt deja în astea procesul... sunt probleme, la fel ca și cu pensiile și cu activitatea în sistemul nostru de stat și în sistemul stați nostru puțin, privat. Domnule președinte, deci sunt copii care se aflau, că da. S-a tot vorbit despre sistemul dual, mai ales că nu sunt corporații mici care au corporații internaționale, concerne, care, mă rog, au interes să stabilizeze forța de muncă în România, ceea ce e bine și pentru oameni că sunt foarte bine plătiți, bine și pentru țară că înseamnă că nu și-au fabrica în spate și pleacă cu ea de aici, adică sunt foarte multe avantaje. Sistemul ăsta dual despre care s-a vorbit atât de mult era funcțional. A început în septembrie, nu? Da. Bun, și acum l-au desfințat și copiii ăștia unde s-au întors din vacanță? Asta este marea întrebare. E unul din exemplele măsurilor care s-au adoptat fără să evaluez și care sunt consecințele, ce se întâmplă cu acești copii, ce se întâmplă cu piața muncii din România. Că avem nevoie de oameni bine calificați care să poată să trăiască în România și nu să se uite după posibilitatea de a pleca din România. Deci astea sunt lucrurile care trebuie să le acceptăm așa cum sunt, dar nu, din punctul meu de vedere, ele nu sunt acceptabile. Lucruri, deci măsuri de genul ăsta, nu au niciun fel de importanță pentru români decât prin faptul că le creează alte probleme decât au acum. Și slavă Domnului, fiecare dintre noi avem suficiente probleme. Deci sunt mai multe. Vă spuneam de cumularea pensiei cu salariu. Păi salariul este un drept, dacă muncești trebuie să fie retribuit. Iar pensia, ai foarte mulți din majoritatea românilor au contribuit ani de zile, zeci de ani, la sistemul de pensii. Deci cum poți să spui că nu se poate, trebuie ori să alegi între salariu și ori pensie, dar nu se pot cumula. Deci lucruri de acest tip creează foarte multe probleme. De aceea, din punctul meu de vedere, cui folosește? Unui partid politic și în niciun caz nu folosește cetățenilor României. Eu cred că asta e o inițiativă luată pur și simplu din prostie, din insuficientă evaluare a situației, fiindcă învățământul dual fusese creat, acceptat, avea acorduri Occidentului, a Uniunii Europene, exact, a țărilor de pe lângă Uniunea Europeană, Elveția, Norvegia, în implementarea sa. Nu cred că servește cuiva. Absolut, nu servește nimănui, dimpotrivă ne creează nouă probleme suplimentare, așa cum vă spuneam, care se adaugă la cele de zi cu zi. Domnule președinte, vor reuși, eu știu, acest plan al alegerilor anticipate? Potrivit Constituției României, mandatul senatorilor și deputaților este de 4 ani, punct. Deci, din acest punct de vedere,
prin prevederile constituționale, este evident că mandatele parlamentarilor trebuie să dureze 4 ani. În cazul în care se caută tot felul de soluții pentru a face totuși aceste alegeri anticipate, din dorința de a câștiga poate o prezență mai mare în electoratul românesc, sunt, din punctul meu de vedere, extrem de grave, cu consecințe foarte grave pentru România. Unul din scenariile pe care le-am auzit este că să se facă acum anticipat, dar parlamentarii din Parlament de acum să continue activitatea lor până noiembrie sau decembrie, când vor veni pe locurile lor cei care au fost în primăvara asta aleși senatori și deputați. Deci sunt lucruri care, într-adevăr, nu le putem înțelege sub nicio formă. Păi, și stați puțin, ar fi posibil legal așa ceva? E prima dată când aud. Deci da, alegerile să se desfășoare, nu vă luați deodată, în mai, da, iunie, da, așa, după care parlamentarii aleși să mai aștepte 4-5 luni de zile, până când actualul parlament își termină mandatul, iar ei să duc să preia. Păi, e nebunie. Asta e și întrebarea pe care mi-o pun și eu și alți oameni cu scaun la cap. Cui folosește, încă o dată spun, România are nevoie de stabilitate, avem guvern, are majoritate, fragilă, am spus, dar are. Dar ceea ce este cel mai important pentru mine este disponibilitatea actualei guvernări de a dialoga și cu opoziția, pentru că pe toate proiectele de legi sau ordonanțe care le-a dat guvernul, atunci când a fost vorba de măsuri în favoarea populației, a votat și opoziția, fără nicio problemă. Deci se poate, dar ai nevoie de un proiect de țară, vii și le explici, dialoghezi, discuți, ajungi la o negociere, poate și la un compromis, dar faci totuși ceva care să meargă pe un proiect care l-ai făcut. Proiectul nu există în acest moment. Domnule președinte, Klaus Iohannis a obținut al doilea mandat, având marele avantaj că n-a promis nimic electoratului. Și decât România normală fără să definească normalitatea, și singura realizare pe care dânsul a enunțat-o în fața electoratului a fost că a dat jos guvernul PSD. Deci domnul Iohannis is not binding, cum ar spune, da, omologii dumneavoastră, da, de niciun fel de promisiune. Nu e legat de nicio promisiune făcută electoratul. Sigur, asta este clar, știm cu toții, nu e o problemă, însă responsabilitatea revine guvernului. Pentru că un guvern trebuie să aibă un proiect de țară, să aibă inițiative, să vină cu ele în Parlament, să fie aprobate și să le pună în executare. Asta este mecanismul care funcționează. Deci, până la urmă, eu cred că pe undeva există și o preocupare în legătură cu deteriorarea imaginii guvernului, dacă ea continuă pe acest trend care s-a întâmplat. Și probabil că și asta e o preocupare, că până în toamnă s-ar putea ca lumea să își întoarcă preferințele și așa mai departe. Deci e o chestiune strict politicianistă care nu are niciun impact pozitiv asupra societății românești. Sunt aspecte enunțate deja de toată lumea. Erodarea guvernului PNL dacă alegerile ar avea loc la termen în noiembrie și majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie, pe care PNL-ul promite acum, dar pe care este practic imposibil să o facă și atunci dorește alegeri înainte de 1 septembrie. Da. Dar ce spuneți dumneavoastră, sunteți și jurist, deci nu e clar în Constituție dacă mandatul are 4 ani și se facă alegeri anticipate, înseamnă că parlamentarea actuală rămâne totuși în Parlament până în decembrie, când expiră mandatul parlamentului? Potrivit Constituției, mandatul e de 4 ani. Nu ai cum să-l modifici. Sub nicio formă. Da, sunteți președintele Senatului, sunteți al doilea om în statul român. Sigur, faceți acest lucru și ne bucurăm, este în premieră, faceți cunoscut acest lucru la noi, la DC News, sunt convins că va fi un subiect pentru toată presa. Dar în discuțiile pe care normal ar trebui să le aveți cu șeful statului, cu premierul Orban, le-ați explicat acest lucru? Totuși, da, am vorbit și eu consider că una din principalele probleme pe care le avem astăzi este lipsa de dialog
între putere și opoziție. Nu poți să crezi că singur te duci înainte pe un drum sau altul, dacă e bun sau nu e bun. E nevoie, așa cum am spus, de mai multă, de un dialog politic mult mai serios, pe teme foarte concrete și în același timp de negocieri eventual pentru a avea anumite amendamente care să răspundă și intereselor opoziției, care și ea reprezintă pe cetățeni. Cetățenii sunt reprezentați în Parlament și de majoritate și de opoziție. Fiecare încearcă să-și aducă o contribuție pozitivă la dezvoltarea României. Trebuie ținut cont și de acest lucru. E o anumită disociere deja. Noi aici, voi acolo. Aceste lucruri nu creează decât probleme suplimentare pentru România și mai ales revin la ce am spus. Imaginea României din punct de vedere economic. Pentru împrumuturi, pentru investiții, pentru dezvoltare economică și toate celelalte. Deci dumneavoastră vă îndreptați atenția către un aspect pragmatic direct, da. Și anume costul, creșterea exact. Costului finanțării, care înseamnă pierderi de miliarde de euro pentru România anual, România împrumutându-se foarte mult pentru funcționarea economiei sale. Da, costurile sunt mari și în plus nu vor fi efecte scontate, așa cum poate cred. Eu nu sunt ghicitor în care vor fi rezultatele alegerilor pentru Parlament, dar vreau să vă asigur că niciun partid nu va câștiga singur majoritatea în România. Exclus. Și va fi nevoie de o coaliție. Cu cine se va face această coaliție, asta trebuie văzut după alegeri în funcție de rezultate. Dar dacă cineva își închipuie că prin anticipate reușește să facă un salt foarte mare, eu cred că se înșală. Asta e părerea mea, punctul meu de vedere. Pentru că până la urmă, oamenii, românii nu sunt poate mari specialiști în științe politice. Dar au un simț al funcționării, al realității. Își dau seama foarte bine că atunci când nu primești pensie, că nu au fost bani, atunci când tai locuri de muncă, evident că se creează probleme care ei le vor transforma după aceea în votul lor. Se mărește rata la casă sau la împrumut? Roborul și așa mai departe. Toate aceste lucruri, evident că se repercutează asupra cetățenilor. Ori pentru noi, ca parlamentari, obligația noastră este să ajutăm la prosperitatea României, nu la crearea unor dificultăți suplimentare. Domnule președinte, ați părăsit ALDE atunci când ALDE a făcut câteva mișcări politice în continuare, greu de explicat, în toamna trecută, și ați înființat un partid nou, Forța Națională. Ce se întâmplă cu acest partid? Deocamdată, abia din 1 ianuarie, avem în regulă toate actele. Avem structuri deja în aproximativ 37 de județe și ideea fundamentală este a unui naționalism luminat. Ideea că România trebuie să fie pentru noi primul punct cel mai important în tot ceea ce facem. Că e vorba de politică, că e vorba de economie, că e vorba de cultură. Trebuie să ne concentrăm asupra forțelor pe care le avem noi. România are resurse. Și are două resurse inepuizabile aproape. Terenul arabil și apa și oamenii care sunt educați, sperăm noi din ce în ce mai bine. Aceste resurse le avem. Noi trebuie să punem în valoare resursele pe care le avem. Acesta este obiectivul fundamental. Trebuie să încurajăm dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea industriei alimentare, prelucrarea produselor agricole, unde am avut într-adevăr scorul foarte mare la nivelul Uniunii Europene, dar trebuie să ne preocupăm și de transformarea lor ca să creștem valoarea produselor pe care le facem. De asemenea, încurajarea societăților industriale, reindustrializarea României, piața de capital, toate aceste elemente trebuie să fie, din punctul nostru de vedere, principala preocupare a politicienilor și cel puțin din punctul de vedere al nostru, al celor care se vor alătura Forței Naționale. Forța Națională va avea un congres de... Da, o să... Din păcate nu știm ce se întâmplă în această perioadă de primăvară, dar oricum noi vom avea un congres în care să ne stabilim și funcțiile, adică și structurile noastre, dar mai ales
programul politic, manifestul politic pe care îl avem, care va fi foarte clar în favoarea României și a românilor. Asta este principala noastră preocupare. Și Forța Națională urmează să candideze în alegerile locale și parlamentare de anul acesta? Da, o să avem hotărârea de a participa la alegerile locale și la alegerile parlamentare. Să vedem dacă o să fim singuri sau ne mai aliem și cu alte partide, dar astea sunt lucruri care trebuie să le vedem în funcție de cum evoluează scena politică din România. Dar există dorința fermă de a fi prezenți pe eșichierul politic și eu cred că e o mare nevoie, cam 20% din români doresc într-adevăr un partid care să reprezinte interesele lor naționale. Acesta, iertați-mă, este bazinul actual al PSD-ului, 20%. Da, este un bazin al PSD-ului, există și alte bazine, că nu se limitează la cel al PSD-ului. Da, aveți neomarxiștii undeva la 12%, ei cred că sunt de dreapta, dar sunt neomarxiști. Neomarxiști, da. Liberalii în jur de 28-30%, nu știu, că acum sunt în siaj, dar mai scad, și atunci asigur că rămân. Grație mai rămâne, matematicii, mai rămâne. Așa rămân locuri nealocate. Partidele, alte partide, din nefericire, văd că au înflorit la europarlamentare și s-au ofilit până în toamnă, din nefericire. Da, noi mai avem și alți parteneri. Sunt și alte partide mai puțin vizibile, cum ar fi PNCCD-ul sau platforma lansată de social-liberală de Ilan cu Alex Coita. Deci avem un bazin din care putem într-adevăr să facem o platformă care să reprezinte cu adevărat interesele României și ale românilor. În Europa sunt astfel de partide, da, au înflorit, da, și ele. Da, au înflorit după bine. Perioada de criză, da, 2008-2010, în toată această perioadă. Domnule președinte, care este în acest moment atitudinea noastră față de partidul aflat la putere, față de PNL? Din punctul nostru de vedere, eu personal am relații normale, directe cu domnul Orban, nu neapărat datorită prieteniei noastre, ci datorită poziției pe care o am la nivelul președinției Senatului și întotdeauna am fost foarte riguros în a asigura condițiile necesare pentru ca în Parlament, cel puțin, lucrurile să funcționeze așa cum trebuie. Avem deja destule probleme, dar trebuie ca la nivelul Parlamentului lucrurile să funcționeze foarte corect pe Constituție, pe statutul parlamentarilor, pe tot ce trebuie. Avem asta, am și discuții și avem contacte foarte bune cu domnul Nini Săpunaru, care este ministru pentru relațiile cu Parlamentul. Deci avem un dialog. De multe ori, sigur, e foarte scurt și rapid, dar de cele mai multe ori încercăm ca lucrurile să evolueze în direcția bună. Domnule președinte, fac apel, n-am cum, ținând seama de experiența noastră, de aceea de ministru de externe și diplomat de carieră. Ce se întâmplă în lumea de astăzi? Mă refer, ca să pornim dintr-o parte, la criza iraniană. Da, așa cum știți, practic la încheierea războiului rece, în perioada războiului rece, a existat un echilibru de forțe bazat pe echilibru terorii cu armele nucleare. Deci exista o anumită stare de stabilitate între cele două mari puteri sau superputeri, Uniunea Sovietică pe vremea aceea și Statele Unite ale Americii. Iar după încheierea războiului rece, o serie întreagă de situații tensionate în diverse țări au dus la crearea unor conflicte. Dacă vă uitați așa pe hartă, vedeți că în perioada asta de în urmă, de la primăvara arabă, la terorism, la Daesh, la ISIL, la toate astea, practic într-o zonă foarte apropiată de România, nu e departe de noi, Orientul apropiat, avem probleme, conflicte în Siria, avem conflicte în Irak, am avut conflictele cu ISIL. A izbucnit în Libia. În Liban sunt foarte multe
manifestații împotriva guvernului, un guvern care nu mai, nici nu mai există. Deci, în mod evident, e o situație mult mai fluidă. Nu mai există, de fapt, amenințări la adresa unor atacuri nucleare dintr-o parte sau alta, pentru că aici, așa cum vă spuneam, se bazează pe echilibru terorii și orice ripostă va fi cu mult mai mare decât orice atac care se poate face. Însă ceea ce trebuie să înțelegem este că la nivelul internațional sunt deja, în afară de cele două state foarte mari din punct de vedere militar și economic, trei cum ar veni, s-a adăugat și China, s-a adăugat și Brazilia, se adaugă și alte țări. Deci există acum un fel de sistem multipolar, nu mai avem un sistem bipolar între care două state hotărăsc, se pun de acord și caută să găsească soluții pentru a evita conflicte. La ora actuală avem foarte multe state emergente care, din punct de vedere economic, au cunoscut o creștere foarte mare, inclusiv Turcia, dacă vreți, în apropiere de noi. Iranul este una din aceste țări, o țară cu 5 secole de cultură și de statală și de diplomație. Evident că are un atu, atuul principal fiind resursele energetice, petrolul din Iran. Și la ora actuală noi avem, la nivel internațional, avem două mari confruntări. Pe problema accesului la resurse și asigurarea securității energetice și, în al doilea rând, avem o bătălie între vechile tehnologii bazate pe cărbune, gaz, metan, țiței și așa mai departe și noile tehnologii care vin în favoarea folosirii energiei, vântului, a solar și așa mai departe. Deci există chiar și la nivel nuclear, la producerea de energie electrică. Deci avem într-adevăr o lume fărămițată în care Iranul joacă un rol important. Tocmai de aceea, în timpul președintelui Obama, a fost încheiat un acord nuclear cu Iranul, care, pe de o parte, a fost Iranul semnatar și, pe de altă parte, au fost cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate, respectiv SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia și China. Dar la asta s-a adăugat și Republica Federală Germania. Deci ăsta a fost pachetul, un acord nuclear care să prevină ajungerea Iranului la folosirea armei atomice și în același timp, sigur, ușurarea sancțiunilor sau eliminarea treptată a sancțiunilor împotriva Iranului. După intrarea în funcția de președinte al Statelor Unite, președintele Trump s-a declarat foarte categoric împotriva acestui acord, sigur, care era făcut și de predecesorul lui, probabil, da, astea sunt detalii, dar, în mod clar, la un moment dat a luat decizia de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Retragerea aceasta a făcut ca țările, celelalte țări, să încerce să găsească modalități de a-și continua activitățile în cadrul acordului nuclear. Au fost însă o serie de incidente, inclusiv din partea unor organizații, nu a Iranului ca stat, nu organizații statale, ci tot felul de mișcări revoluționare cu atacuri asupra petrolierilor din Golf. Pe deasupra mai avem și conflictul din Yemen, unde Iranul cu Arabia Saudită și cu Emiratele prin intermediul yemeniților. În mod evident, a fost o escaladare a acestor conflicte la nivel local. Decizia președintelui Trump de a adopta măsuri pentru sistarea acestor evoluții, până la urmă, s-a concretizat în asasinarea lui Soleimani, care a redeschis din nou problema confruntărilor între Iran, celelalte țări și mai ales între SUA și aliații SUA din regiune. Pentru că în afară de Irak, unde Iranul are o poziție destul de bună politic, fiind foarte mulți șiiți, celelalte țări din zona Golfului sunt aliate cu Statele Unite. Și atunci, evident că s-a produs o escaladare.
Lucrul cel mai important din punctul meu de vedere este că atât iranienii cât și americanii au fost foarte limitați în acțiunile lor. Și la ora actuală, dacă vreți, din punctul meu de vedere, avem două obiective am putea să avem pe această temă. Nu știm cum vor evolua. Nu prima... credeți că s-au răcorit lucrurile? Nu, s-au liniștit? Lucrurile nu s-au liniștit. Sunt două teme care trebuie avute în vedere. Prima este legată de programul de rachete balistice al Iranului și de finanțarea unor mișcări Hezbollah și alții în zonă. Și în al doilea rând, de găsire a unei soluții pentru ca în relația cu Irakul și cu alte țări să existe o anumită liniște, o anumită normalitate. Eu cred că primul lucru cel mai important este ca într-adevăr să vedem care sunt punctele care trebuie abordate și în al doilea rând, eu cred, așa cum spunea și președintele Trump, că trebuie să oprim escaladarea acestor conflicte, să dezescaladăm și să trecem la mijloace politice și diplomatice pentru americani. Președintele Trump a spus pentru încheierea unui nou acord nuclear cu Iranul. Deci există, dacă vreți, o anumită perspectivă care am a fost desenată. Ca o mână întinsă. Exact. Vorbim în și discursul de președintelui Trump. Inclusiv Iran. Pentru poporul iranian și așa mai departe. Deci, nu s-au făcut sondaje și uitați, îmi pare rău că cred că nici noi n-am făcut pe DC News. Noi avem posibilitatea aceasta, dar lumea la semafor mă oprea, dădea geamul jos și întreba, domnul, când pomatale te-am văzut la televizor, începe războiul? Deci, în momentul în care a fost lichidat Soleimani și a urmat momentul acela de tensiune palpabilă, a crescut prețul petrolului, da. Prețul aurului, sau, deci lumea, bursele au reacționat ca la război, ca la conflict. Așa? Am văzut că publicul din România, publicul educat probabil, s-a temut imediat de război. Da, România nu este o țintă pentru Iran și în cadrul conflictului. Evident, ca țară membră NATO, suntem și noi implicați în activitățile din Irak, din alte țări, din zone de acolo, însă, în mod normal, ceea ce noi putem să facem este să contribuim la dezescaladarea conflictului și să contribuim și cu experiența noastră pe care o avem în materie politică și diplomatică pentru a se găsi soluții până la urmă, indiferent câte conflicte vor fi. Va trebui ca oamenii să se așeze la masă și să stabilească o înțelegere. Dacă nu facem așa, riscăm să ajungem la o situație care poate nu mai este controlabilă la un moment dat sau altul. De aceea, eu am fost întotdeauna în favoarea păstrării dialogului cu toate statele și în același timp, contribuția noastră, dar în special a Uniunii Europene în ansamblu său, să aducă ceva la masa tratativelor care să permită într-adevăr să se ofere o soluție pentru această situație. Domnule președinte, au trecut 30 de ani de la Revoluția din decembrie 89. Dumneavoastră erați la Viena în momentul acela. Da, eram expert în delegația noastră pentru negocierea reducerii trupelor armate și armamentelor din Europa. Da. Exact în zona aceasta. Ne puteți spune ce s-a întâmplat atunci? Cum s-au văzut lucrurile? Ce se petreceau în România, de la Viena, da, în acel practic, moment? Noastră fiind plecat, diplomat, da, al României. Da, eram în cadrul delegației, expert în cadrul delegației, împreună cu colegii de la Ministerul Apărării pentru negocierile respective. Am plecat în septembrie, când lucrurile erau destul de liniștite în România, cu tensiunile deosebite. Toată lumea dorea să scape de Ceaușescu. Nu era niciun secret pentru nimeni. Și la încheierea negocierilor în data de 20 decembrie a fost o ședință de închidere la care am participat și eu, în care marea majoritate, practic toate statele europene, au condamnat ceea ce se întâmpla la Timișoara, la evenimentele din Timișoara. La sfârșitul ședinței, eu am fost acolo și eu am fost la ședință, la sfârșitul ședinței președintele
reuniunii ambasadorului Elveției, a cerut direct delegației române să le dea, ne dăm informații oficiale în legătură cu situația de la Timișoara. În momentul acela, eu m-am întors în dreapta, în stânga și am constatat cu stupoare că toată lumea plecase. Eram singur acolo. Și atunci am spus, doamne președinte, nu avem niciun fel de informații oficiale din România în legătură cu evenimentele de la Timișoara. Știm însă, eu știu din presa, fiind acolo, câtă nemțească știu eu de la televizor și din ziare, am văzut că este vorba de ciocniri foarte violente între manifestanți și armată, care s-au soldat cu morți și cu răniți. Și în încheiere am spus următoarea frază, la care țin foarte mult. Dacă cei care s-au făcut vinovați de aceste lucruri, dacă se confirmă aceste lucruri, cei care au fost vinovați trebuie să-și asume responsabilitatea. Și cu asta am încheiat. Peste 3 ani m-am întâlnit cu un coleg de-a meu, care era și el în delegația țării sale, și îmi spunea, măi, zice, mă bucur că te-am văzut întreg, zice că m-am gândit că ai avut un curaj nebun să spui că cei care se fac vinovați trebuie să răspundă pentru ceea ce au Probabil că dacă Ceaușescu ar fi supraviețuit, va fi executat pentru faza asta. Da, gândiți-vă că era data de 20 decembrie, era numai Timișoara, nu începuse nimic la București și mi-am asumat într-adevăr pentru că nu puteai să stai impasibil la o întrebare care ți era adresată direct, chiar dacă nu era nimeni împrejur. Sigur că au mai fost, am văzut anumite comentarii până ziare, când în anumite telegrame ar ieși una sau alta. Acum era perioada războiului rece. Fiecare ambasador scrie acasă ce vrea să se... Da, și acum reține. E la fel, să știți. Și acum este la fel. Deci, din punctul ăsta de vedere, zilele trecute mai spuneau că s-a trimis o circulară la ambasadă. Da. Telegramele sunt apanajul ambasadorului. N-am avut niciodată accese la ele, nu eram membru al ambasadei și nu aveam de unde să știu. Deci dacă cineva a făcut alte evaluări personale, e problema lui și răspunderea lui, nu e problema mea. Pentru mine, lucrul cel mai important este dacă cineva dorește, putem prelua înregistrările așa cum s-au făcut ele la reuniunea respectivă. Reuniunea respectivă era înregistrată video? Suntem cu 30 Sigur. De ani în urmă. Existau nu, era înregistrată radio. Eu am pornit de la ideea fundamentală și vă spun foarte deschis. În toată viața mea și activitatea mea am servit România și poporul român și nu oamenii politici de conjunctură la un moment dat sau altul. Pentru mine acesta a fost crezul și acesta rămâne și pe viitor. Ce v-a răspuns ambasadorul Elveției, președintele reuniunii, după N-a răspuns nimic, a închis ședința și am plecat cu toți. A, deci cu asta... Cu asta s-a încheiat ședința. Deci Elveția a pus întrebarea, a primit răspunsul și nu s-a implicat mai mult. Nu. Mergând pe politica sa de neutralitate. Da. Și în ambasadă v-ați întors. Când ați venit în România? În România am venit pe 22. Decembrie. A, chiar pe 22? Chiar pe 22 decembrie. Deci când începuse... Da, începuse la București. Fiind diplomat al Ministerului de Externe, nu membru al ambasadei. Ambasada a rămas pe loc. Ambasada a rămas pe loc, bineînțeles. Adică da. Nici ei n-au fost rechemați, diplomații? Nu. Eu am plecat, m-am întors în țară că mi se terminase misiunea. Marin Ceaușescu era în misiunea economică? Era șeful misiunii economice și ambasador era trandafir Cocârlă. Și mai departe nu știm ce s-a întâmplat cu Marin Ceaușescu decât am văzut acel anunț că s-a sinucis. Da, chestiunea cu sinuciderea, dar mă rog, eu așa cum am spus, pe 22 m-am întors acasă. Da, sinuciderea s-a produs mai târziu. Da, sigur, câteva zile. Câteva zile. O săptămână după ce a căzut Ceaușescu. Un moment important în istoria noastră, până la urmă, fundamental. Eu știu, următoarea revoluție, când o mai avea loc și cum va avea loc și va fi neomarxistă următoarea revoluție. Sperăm să nu avem noi revoluții, ci să avem tranziții spre democrație și prosperitate și nu confruntări.
ca vechi combatant pe frontul politicii externe românești, cum apreciați nivelul politicii externe a României în această perioadă? Atenție! Astăzi când vorbim, pentru telespectatorii noștri, politica externă nu e făcută doar de Ministerul de Externe. Evident. De președinte, guvern, parlament. Sunt o mulțime de factori cu atribuții importante în politică. Și chiar Ministerul Apărării acum are o componentă de politică externă substanțială. Sigur. Deci, așa cum spunea și dumneavoastră, practic, politica externă este apanajul Parlamentului României. Pentru că Parlamentul României aprobă lista guvernului și programul de guvernare al guvernului, care are un capitol separat care se referă la politica externă a României. Deci, pornind de la aprobarea acestei platforme a guvernului, deci, practic, celălalt jucător important este președintele, care are atribuție în materie de politică externă. Ministerul de Externe este organismul administrativ care pune în operă politica externă a României pe principalele sale direcții de acțiune sau pentru chestiuni curente. Noi nu facem politica României, noi punem în aplicare politica României aprobată de Parlament și de președinte pe diverse teme, să spunem, punctuale. Problema cea mai dificilă este că și în acest domeniu e nevoie de un dialog și de o deschidere mult mai mare între principalii contributori, v-ați referit și la Ministerul Apărării, la promovarea politicii externe. Din păcate însă, de multe ori au existat foarte multe divergențe și asta cred că ne-a creat niște probleme și nouă, că puteam să fim mult mai vizibili din punct de vedere internațional. Deci cred sincer că numai dialogul între cele trei elemente, Parlament, Guvern și Președinte, este singura soluție. România poate să facă o politică mult mai activă și să ajungem la o vizibilitate pe măsura importanței pe care o avem și noi la nivel internațional. Acum avem parteneriatul strategic cu SUA, tot mai militarizat, avem, clar, suntem membri, chiar dacă de, zic eu, rândul 2 în Uniunea Europeană, dar suntem acolo. Suntem acolo. Și putem să venim ajungem, în rândul 1. Să venim și în rândul 1. Mă rog, cu multă inteligență putem face lui, e singurul lucru care ne lipsește, inteligență politică. Cum vedeți relațiile cu cele două mari puteri pe care le-ați anunțat adineauri, Rusia și China? Da, vreau să vă spun sunt că echivalente ele? Adică România ar trebui să aibă aceeași politică față de Rusia și față de China sau față de China un pic altfel? Sau Sunt mai multe elemente care vreau să le spun. În primul rând, vreau să vă spun că vinerea trecută, m-am întâlnit cu noul ambasador al Statelor Unite la București. În care noi ne-am pus enorm de multe speranțe în excelența sa. I-am dat un mesaj foarte clar pe două linii. Primul, importanța pe care o acordăm parteneriatului strategic și dorința nu numai de ridicare a dialogului politic, ci și a găsirii unor rezultate și proiecte concrete din acest parteneriat, care nu trebuie să fie limitat doar la chestiunile de apărare, ci și la cele economice, transfer de tehnologie și multe alte domenii, inclusiv domeniul cultural, justiție și altele. Deci există foarte clar, la nivelul României, nu cred că există niciun fel de discuții, că pentru noi parteneriatul strategic cu SUA este elementul fundamental al securității noastre și a viitorului României. Când vorbim de relațiile cu SUA, lucrurile sunt foarte clare, zic eu. Au fost și întâlniri, m-am văzut cu Mike Pompeo anul trecut, în octombrie a fost președintele Iohannis, deci lucrurile sunt puse foarte bine pe drumul normal. În ceea ce privește însă Republica Populară Chineză, aici avem o relație foarte veche, care a continuat să supraviețuiască în timpul unor schimbări care au avut loc și în România și în China. Și la ora actuală trebuie să recunoaștem că Republica Populară Chineză este al doilea
al doilea stat ca pondere în economie, ca putere economică la nivel mondial, cu șanse mari de a-și continua drumul respectiv. Am înțeles, în 2-3 ani ar putea să ajungă pe locul întâi, fiindcă populația e de 4 ori mai mare în China decât în Statele Unite. Așa. Și au făcut un salt foarte mare în materie tehnologică. Dacă la început doar au manufacturat diverse, acum sunt, au trimis sateliți, au trimis, deci e o... Cosmonauți, taiconauți. Exact. Doi, este un membru permanent al Consiliului de Securitate. Trei, este una dintre țările foarte interesate în dezvoltarea relațiilor economice. Noi avem un parteneriat economic cu Republica Populară Chineză și preocuparea noastră este să găsim proiecte care pot fi finanțate fără a crea dificultăți politice sau de altă, sau de altă natură. Deci e o relație bună pe care ar trebui să o îngrijim mult mai serios și pe care să ne bazăm atunci când avem, într-adevăr, interese foarte clare și, și noi. În relația cu Federația Rusă, evident că e o situație foarte clară, trebuie să spunem de la un punct de vedere, indiferent ce s-ar întâmpla, rușii sunt vecinii noștri. Mai ales după anexarea ilegală a Crimeei, suntem vecini peste Marea Neagră, deci suntem aici și lucrurile nu sunt... foarte vecini cu noi, ca sunt foarte vecini cu noi și lucrurile nu se vor schimba din acest punct de vedere. De aceea eu sunt personal pentru o politică foarte pragmatică și echilibrată în relația cu Federația Rusă. Trebuie să respectăm sancțiunile care se adoptă în urma conflictului din Ucraina de către Uniunea Europeană, de către Statele Unite, dar în același timp eu cred că avem foarte multe alte posibilități de a dezvolta aceste relații. Primul rând, relațiile culturale, relațiile de la oameni la oameni, relațiile în materie de educație, deci lucruri care se pot face. Trebuie să fim însă foarte pragmatici și în același timp să spunem foarte clar că în orice proiect pe care am putea să-l facem în viitor, trebuie ca ambele țări să beneficieze, nu numai unul dintre ele. Cum vedeți relația actuală cu Republica Moldova, domnule președinte? S-au întâmplat lucruri neplăcute acolo, ca să le numim așa diplomatic. Republica Moldova, din păcate, a involuat, ca să spun așa, după ce s-a creat un guvern între acum cu Maia Sandu ca premier și președintele Dodon, Partidul Socialist din Republica Moldova, era evident că această coaliție nu poate dura foarte mult pentru că viziunile lor sunt total diferite. Sunt total diferite. Evident că Maia Sandu și echipa ei și Năstase, care era acolo, sunt pro-europeni, doresc să se deschidă în continuare și așa mai departe. Președintele Dodon merge pe ideea neutralității, să zic în paranteze, s-au potrivit proverbului care l-au moldovenii ori de câte ori sunt într-o încurcătură, spun, răspund așa, mielul blând suge de la două oi. Deci ideea de a avea și relații cu Occidentul, cu Uniunea Europeană și cu Uniunea Euroasiatică. Dar din ce punct... Ce pentru o țară mică, sub vremi, da, și poate fi bine înțeles lucrul cu probleme ăsta foarte mari, mai ales că la ora actuală o parte importantă din teritoriul său nu pot să-și exercite suveranitatea, mă refer la Transnistria. Așa este. Deci există într-adevăr probleme foarte grele pe care le au. Din punctul nostru de vedere există totală deschidere. Prin programele noastre de asistență ale Ministerului Afacerilor Externe am căutat întotdeauna să încurajăm și să facem tot ce se poate pentru a da semnale. Dacă credeți că Uniunea Europeană ar putea deveni mai interesată de starea democrației în Republica Moldova? Asta ne-ar ajuta. Uniunea Europeană este interesată, există o întreagă filozofie. Uniunea Europeană are o politică, se numește a parteneriatului estic, în care este inclus Belarus, Moldova, Georgia, Ucraina, Georgia și Armenia. Da, deci, așa. Care nu e strălucită, domnule președinte. Dar există o preocupare a Uniunii Europene de a nu avea la frontieră probleme delicate, ci dimpotrivă de cooperare cu celelalte țări. Și cu niște bănuți. Cu niște din bănuți. Din parteneriatul estic s-a născut Maidanul exact, la vremea da. respectivă. Deci nu prea a fost bine colimată. Da, însă Uniunea Europeană are o politică foarte
clară dorește să ofere asistență cu condiția ca și în Moldova să se ajungă la reformele necesare pentru ca Moldova să fie și ea o țară care răspunde considerentelor necesare pentru un sistem democratic. Cum ați spune mie, primești de mâncare numai dacă ești campion mondial la 100 de metri gata. E, nu, campion mondial nu, dar poți să mai alergi pe împrejurul stadionului și ușor, ușor să te apropii de curse. Da. Serios. Domnule președinte, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la Decenius Live. Vă așteptăm după începerea sesiunii parlamentare. Cu mare plăcere. Să ne spuneți ce se întâmplă în Senatul României. Domnul președinte Klaus Iohannis a cerut imperativ schimbarea președinților la Senat și la Cameră. Credeți că dorința domniei sale se va îndeplini? Da, am văzut și eu că e un punct de vedere și dacă permite să fac și eu o anumită idee, cred că anumite atacuri care s-au întâmplat la adresa mea în ultima perioadă nu sunt lipsite de acest conflict pentru președinția Senatului. Din punctul meu de vedere, nu există nicio posibilitate de a schimba aceste lucruri. Cum? Există o majoritate clară, 69 în Senat, a PSD-ului și cu sprijinul câtorva colegi în sensul ăsta. În ceea ce mă privește pe mine, eu am pornit de la ideea că există o prevedere în Constituție, dreptul de a alege și de a fi ales. Am fost ales președinte al Senatului și doresc să-mi duc în continuare activitatea în acest... Deci, în cum s-ar spune, în unitatea mea de obuziere, unde am activat acum 40 de ani, a fost pregătirea de artilerie, atacul împotriva dumneavoastră, exact. Pregătirea de artilerie în vederea schimbării noastre din funcția de președinte al Senatului. Exact. Și ce le transmiteți? Mult succes, nu? Nu. Mult succes în alte chestiuni, nu în chestiunea asta. Da. Mult succes în alte chestiuni, le-ați transmis. Vă mulțumim foarte mult, stimați telespectatori. Rămâneți alături de DC News și DC News Live. Emisiuni interesante în continuare. La revedere!